Domnule Vasile Lincu, foarte, foarte recent, în alta curte de casație și justiție s-a pronunțat, sau mă rog, a lămurit o situație de mare interes pentru mulți dintre polițiști. Este vorba de transformarea chiriei la care ei au dreptul în rată pentru achiziționarea unui apartament. Și în alta curte de casație și justiție a trasat niște linii clare. O să vă rog să ni le spuneți care sunt acestea. În primul rând vreau să fac o precizare. La ce se referă? Polițiștii care plănesc anumite condiții, condiții înseamnând că sunt numiți în prima funcție sau mutați în interiorul serviciului, dacă nu au apropiate în localitatea unde își are serviciuția au dreptul la o sumă, Spun la o sumă pentru că ea e procent prevăzut în lege, dar e tot blocată, plafonată de ceva ani. O sumă pentru acoperirea contravalorii chiriei. Din 2018 s-a modificat, de fapt s-a mai introdus un articol în satul polițistului, unde l-a dat dreptul ca această sumă să fie folosită pentru acoperirea ratelor, mă rog, ratelor sau parțial din ratele bancare pentru achiziționarea unei locuințe personală. Întrucât sunt persoane care au îndeplinit condițiile de a beneficia de chirie și până la apariția legii au contractat un credit și aveau rate în derulare, acestea s-au adresat instanței de judecată ca Măcar de aici înainte să le suporte. Cerând ca odată cu apariția acestei legi, uh, chiria să fie transformată în rată și să meargă și ei exact. mai departe. cu. Exact. Soluțiile au fost contradictorii. Soluțiile au fost contradictorii. Era una din condițiile pentru a, a în alta curte să pronunțe asupra unei chestiuni de drept, să spunem din termen juridic, adică a lămuri beneficiază sau nu beneficiază. Este foarte important de, de reținut că ce spune în alta curte e literă de lege, adică din momentul ăla ori toți câștigă, ori toți se pierd. Ei bine, ieri s-a pronunțat, ieri 19 iunie s-a pronunțat în alta curte și a spus că nu beneficiază. Mai exact, în alta curte a spus așa, dreptul la compensarea lunară pentru chirie pentru plata ratelor de credit, nu poate fi recunoscut polițișilor că au încheiat contract de credit ipotecar, imobiliar anterior intră în vigoare a legii 288 pe 2018 adică anterior dată de 9 decembrie 2018. Pentru că? A... Motivul pentru care da. a pronunțat în principiu e nerelevant, dar odată ce a dat soluția așa rămâne. E bine ca oamenii a... să știe. Este că la data la care uh, um, au făcut solicitarea, ei deja, îndepsau. când a intrat în vigoare legea, ei deja uh, aveau proprietate, deci nu mai îndeplinau condițiile pentru a beneficia pentru, da. nici măcar aveau de chirie. Casă. Da, da, nici chirie, nici rată. Așadar, cred că oamenii trebuie să știe foarte, foarte bine. În acest moment, lucrurile sunt foarte clare. În toți cei care au achiziționat o casă, în Începând cu luna decembrie a anului 2018. Nu, până până în, Nu voiam să spun că vor avea dreptul, că au dreptul. Dar cei care au achiziționat până la data 9 sau cât a fost data da. de 10 a, da. a lunii decembrie 2018, cei care au cumpărat o casă după acel moment pot beneficia, cei care au cumpărat care îndeplinesc însă condițiile... și îndeplinesc condițiile. da. De a fi numiți în prima funcție sau, cum am spus, numiți în interesul serviciului și n-au avut proprietate până la data achiziției. În schimb, cei care au case achiziționate înainte, chiar și cu o zi de acest moment, chiar și cu o lună, chiar și cu un an, nu mai beneficiază. Ce se va întâmpla cu cei care știu, au avut și acum li se suspendă dreptul? Mai primesc? No. Cei care au apucat să obțină o hotărâre judecătoscă definitivă înainte de pronunțarea în alte curți, de fapt era definitivă, era pusă în executare, nu sunt afectați. Pentru că hotărârea judecătorească își produce efecte până omul... Până în schimb, cei care au prăzvană. acum procese pe rol eventual ar trebui cei să știe... Cei care au în derulare, da. fie că au câștigat sau au pierdut la fond, soarta este decisă. Este această, decisă, adică uh, nu au dreptul. În sensul că vor respinge uh, indiferent de soluția dată în, în fond. Vă mulțumesc, e bine ca oamenii să știe, măcar nu mai cheltuie bani pentru procese sau așa mai departe. Mulțumesc!